Filmează? Da. Și altă filmează. Deci am pus să spăl motorul. Așa. Stai să te dau mai tare. L-am lăsat 5 minute jos și în astea 5 minute mi s-a pus minunea pe ea. Ha? Despre ce vorbești? Am zis că în astea 5 minute mi s-a pus minunea pe motor. Te referi la praf de când ai venit și până am plecat iar? Da, asta e o minune a naturii. Să vezi minunea ce stau eu dacă nu mișcă mai repede, că mă coc. Te? Mă coc. Mi-e cald. Și cum e o fată coaptă? Una care nu miroase frumos, bănuiesc. Aoleu, hai să mergem. Doamne, simt că se topește pielea pe mine. Haide, 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 haide. Stai. Bă, de ce e așa jegos ăsta? L-am spălat. Bă, nu te cred, dar ține-te bine, că nu simt nimic cu astea pe genunchi. Gata. Ah, Jesus. Gata? Da. Wow. Hai să-mi pun și mânușile. Mamă, ce mă frige. Hai că merg ușor să spui mânușile. 5 minute asta, frate, în soare și mă arde la bucuțe, mă arde. La ce? La bucuțe. Te rog eu, cântă-mi o melodie, pentru că nu pot să-mi scot rahatul ăla de melodie din cap, neam. Nu-i nimica, cântă aici. Cântă aici, da. Ce cântă, cânt? Cântă. Nu, n-am voce, nu, mersi. Cântă, cântă. Nu, vrei să primești un subscribe de la 1 milion de oameni deodată? O să am subscriber pe minus. Bă, să știi că nu știu ce o să pot să filmez eu cu GoPro-ul, pentru că în afară de ceafa ta... Crede-mă că are unghiul larg. De când ai mai fost pe motor? Păi nu știu, cred că sunt vreo 2 săptămâni, nu? 3? Nu mă știu. 2-3? Da. Păi nici nu mă știu unde a fost. Ah, când am ieșit pe Victoriei, de-am dat de tipii aia super drăguți de te știau. Ah, angajații la... de la Moto Emotion? Nu mă, ce mă? Ce angajați Moto Emotion visez, mă? Ăla de păi pe centru vechi. Ce angajații de la Moto Emotion? A fost și tipul ăla arab? Păi stai mă, am uitat, da, că am fost în Constituție după. Eu mă gândeam la tipii de la, bă, la libanez. Ah, da. Turcesc. Da, turcesc. Am mâncat turcește și băut turcește. Am băgat burta în boală. Băi, humus cu fistic. Mersi. Dacă vrea cineva o recomandare culinară, vă recomand eu humusul cu fistic. Lângă scovergărie. Lângă scovergăria Micăi, da. Nu fix, lângă următorul, spre centrul Lipscaniului. Humus cu fistic. Facem și reclamă la băieți. Doamne, ce mi-a plăcut. Facem reclamă? Da. De pe motor? Hai că au fost simpatici, rău, mi-a plăcut tare. Să meargă numai motocicliști. Apropo de restaurante și de motocicliști, cu Burger Factory, 50% reducere dacă ești motociclist. Da, da, și noi de ce nu mergem? Pentru că avem tirul ăsta în față. De-aia nu mergem, mergem încet. Nebun ești de motocicliști. Băi, era mai răcoare de pe balcon. Da, te cred, jos e mai urât. Și sunt și toată negru și jur că geaca de piele am impresia că se topește pielea de pe ea. Strânge chișorile. Ce să strâng, că am genunchierele, ies 7 metri în exterior. Bă, pariu că e o femeie la volan care nu e conștientă că există și de-aia nu se dă. E și îmbrăcată în mov. A, vezi? N-a apucat sens o văd. A băgat telefonul jos, am văzut-o. Te-am văzut. Grijă că... Da. Oglinzi genunchiul meu stâng pe aproape. Hai mă, nu te mai termin. Cine mă? Ăsta. Dar ce credeai că spun prostii? Măi... Păi bara la bara n-are niciun fel de preludiu, ce dracu. Ce? Tu ai insistat. Ia, vezi că tu filmezi mai bine în partea. Doamne, dar ce-mi place, crede-mă, deja mă uitam în direcția aia. Nu pentru cameră, cât pentru ochii mei. Ah, ce frumos, mai puțin toată zona de gunoaie. Ui! Aleleu. Nu e coadă pe centură, nu e coadă. Băi, nu e pentru motocicliști, e pentru mașini. Lasă-mă și pe mine odată, după ce stau mereu bară la bară pe rahatul ăsta de centură. O dată în viață să fac și o slalom cu motorul pe aici. De fiecare dată când stau bară la bară pe aici, mă gândesc la tine și te înjur că nu ești cu mine să mă slalomezi printre... Aoleu, Doamne, nu mă băga printre aia, te rog. Hai, trage picioarele. Nu, stai cu minte, că n-avem nicio șansă. Îți amintești că ai intrat în un autobuz în mine când eram cu mașina, da? Îți poți imagina cât de bine mă simt eu între astea două în momentul ăsta. Zi mersi că nu ești la mijloc. Uite că a luat puțin stânga asta, e chiar simpatic. Hai, ține picioarele. Mulțumim! Foarte drăguț, chiar foarte drăguț. Asta îmi place, mă, cu motorul, vezi că mai sunt și oameni mișto. Da, mă, da.
Dar sunt și oameni nasoi. Da, normal. Peste care tot sunt ne critică și spun că suntem donatori de organe. Pentru că asta e ce societatea i-a învățat și le-a spus, așa că ei au luat-o de bună, n-au procesat-o, nu s-au informat și au spus-o mai departe. Toată chestia cu donatori de organe este o foarte mare dezinformare. Păi de ce? Păi îți spun pariu că dacă îi întrebi, nu știu cât cunosc faptul că donator de organe este de fapt un lucru bun făcut insultă. Păi eu de asta sunt de părere că mi se pare că e ca o insultă pentru motocicliști. Adică nu știi cu ce să mănâncă motociclismul și atunci ca să scapi de o neștiută, de o chestie pe care nu o cunoști, pur și simplu spui că sunt donator de organe ca să închizi orice discuție. Da, plus că, sincer, dacă stai să te informezi, îți dai seama că majoritatea accidentelor cu motocicliști se întâmplă din neatenția șoferilor, din dezinformarea și neinformarea lor, de fapt, ca și conduită preventivă, că în trafic nu sunt doar mașini, sunt și motociclete, infrastructură proastă, pentru că hello, welcome Romania, și etc., etc. Și atunci a zis ce, cu motocicleta poți să mergi mai tare, au luat 3 oameni din 3.000 de motocicliști care aleg să meargă în extremism de viteză neadaptată la condiții de drum, care fac 1-2 accidente și bagă pe toți ceilalți în aceeași oală. Vezi cazul ăsta recent cu motociclistul acum, care a tăiat taximetristul linia dublă continuă în față și a făcut stânga. Sunt 1.000.000 de accidente de genul și 2-3 care sunt din cauza unor, doar unor motocicliști cărora le plac viteza, dar ei au, ca și orice alt lucru, de fapt, iau ce este mai rău și îl fac dramă. Să dea pe cineva vina, Doamne ferește, pe șoferi neatenți la trafic și la alte vehicule decât mașini, hai să punem o etichetă motocicliștilor, să luăm ceva bun, precum un om care decide să fie donator de organe, are tot respectul meu și este o inițiativă foarte umană, efectiv, care a luat ființă, adică și pe da, care gândește-te cât, au făcut o insultă. Cât și-ar dona un organ în momentul în care n-ar mai avea ce să facă cu viața lor. Adică majoritatea sunt de părere că de ce să nu mor eu cu toate organele în corp. Ce mai faci, omule, cu ele dacă deja mori? Bine, sincer, în același timp, oricât respect, aș fi ipocrită să zic că bă, oamenii care nu fac asta, că nici eu nu am certificat de donator de organe. Băi, pentru că nici mi-am pus problema până cred acum. Cred că n-au doi oameni în toată România, pentru că oricum nu e informată chestia asta. Cred că ar ajuta mult mai mulți oameni dacă totuși ar deveni, nu știu, să zic, publică toată chestia. Da, și nu e un subiect sensibil. Adică, uite, eu sunt informată, dar nu-mi vine să fac chestia asta, pentru că trăiesc în falsa impresie, bă, tânără, mai am mult de trăit, deși pot peste 2 zile să merg pe stradă să-mi cad o cărămidă în cap și să fiu oarevederi, ci vere. Nu-ți promite nimeni faptul că dacă ai 20 de ani o să mai apuci încă 70. Da. Nu-ți asigură nimeni. Dar pentru că, na, ești tânără, zici, no, nu se poate să mi se întâmple, lasă, nu fac scheme de astea. Să mă duc să decid eu. Asta, 1 și 2, sincer că ai mei ar îndebuni, frate. Dacă aș muri și ar afla că de fapt eu am decis ca organele mele să se ducă către alte. Deci eu chiar cred că ar lua o raznă. Păi de ce? Adică pentru că sunt genul ăla de persoane nu limitate în gândire, ci crescute cu niște principii din niște generații trecute, principii care poate nu mai sunt neapărat de aplicat astăzi, pentru că societatea s-a schimbat și atunci, na. Chiar uite, chiar am de gând să-i întreb, sunt curioasă cum ar vedea treaba asta. Păi, în același timp, ci cred că a ajuns ca o insultă și din inconștiență așa puțin, dar și din cauza unor motocicliști care totuși n-au nicio treabă cu motociclismul și stau și se dau un bermude pe motor și cu 300 la oră și... Păi așa, sunt și șoferi, sunt și bicicliști, sunt tot soiul de oameni. Aici nu e vorba de autovehiculul cu care ei, vehiculul cu care ei decid să se transporte, e vorba de caracterul omului. Și faptul că peste tot sunt toți căciuni, indiferent de... Și atunci, de asta nu înțeleg eu. De ce? Pentru că asta se întâmplă și la mașini. Adică și la mașini sunt teribiliști, trebuie să fim de acord cu treaba asta. Da, e nevoia asta de... Numai că pe ei nu-i critică nimeni. Pur și simplu a zis, da, un alt nebun, știi? Dar pe motocicliști sunt generalizați toți în momentul în care unul e nebun. Etichetă de cocalar cu BMW la fel a apărut. Au fost câțiva care au luat capacitatea unui motor de la BMW. Au dat un extremism de asta de nevoie de a se da un stambă, basic. Da, am înțeles. Deci la mașini s-au dus pe marcă și la motociclist l-au generalizat. Păi da, că na, întreabă-i cât știu diferența între o Honda și o Yamaha la motoare. Adică, sincer, na, sunt foarte multe diferite din mai multe puncte de vedere decât de mărci. Și de capacitate cilindrică, sunt și de tip, de, na, zic că îmi țineai tu informarea și...
mă învățai de diferența între naked și touring și sport touring și așa mai departe. Sunt foarte multe, adică mie care te cunosc și stăm de vorbă de atâta timp despre asta, tot simt că mai am o groază de învățat pentru a putea să le diferențiez. Păi ce pretenție să am de la unul care n-are niciun fel de contact cu lumea asta ca să înțeleagă diferența, știi? Dar din nou cred că se rezumă la caracterul celui care conduce. Da. Chiar cred că se diferențiază aici. Uite, tu de ce nu-i dai, mă, vitezană? Că tu ai o tonă și una de experiență de ani de zile pe 15 kg de tipuri de motor. De ce nu te duci să dai în stambă care te-a dat? Să mă dau 300 la oră pe uniri. A, să mă dau pe unirii pe roată? Pentru că... Nu te duci, să stai să faci de-astea cu întreceri, să te dai tu șmecher. Mai ai și vlog, ai putea să ai și arfe și aroganțe de-astea de influencer. De ce nu te duci tu pe Splai Unirii să-i dai 200 la oră ca să vezi ce șmecher ești? Un singur cuvânt, siguranță. Deci ți-l la viața dacă odată, ta, da? E de ajuns să faci o dată asta greșit, că după aia nu mai faci niciodată. Băi, și dincolo de asta, nu cred că ține doar de tine, că poți să ai tu experiența lui pește, nu decizi unde e o pietricică, un nisip sau un șofer prost, sau un pieton care s-aruncă pe stradă. Sunt atât de multe variabile. Adică, frate, vei viteză, du-te în mediu controlat, vezi tu cu circuitul, du-te, distrează-te, ți-ai făcut damblau, ai făcut ce ai avut chef, mai vrei, te duci, continui, etc. Da, dar e mediu controlat, nene, ai ambulanța acolo, stai și du-te în România și dă-te în stambă și așteaptă-te și speră tu că vine ambulanța aia la tine în timp util. Mai ales aici, în București, aici, pe infrastructură de genul. Ce știi, noi despre ce vorbim? E ca și cum ai un death wish și nu știi cum să-l faci să se întâmple sau vrei să fie o plecare de pe planeta asta în stambă, știi? Că eu totuși sunt de părere că dacă faci un accident, indiferent dacă nu e vina ta, tot vina ta e. Da, da, da. Pentru că puteai în cel mai mic detaliu să te uiți și să le viți, știi? Sau e, cel puțin să nu fie atât de grav, știi? Să fie preventiv. Altă chestie cu donatorul de organe, eu cred că ar trebui să dispară așa ușor insulta asta, nu neapărat vorba, pentru că n-ai cum să scoți o vorbă din capul poporului român. Categoric. Dar putem să informăm, mai ales voi care faceți treaba asta în online, de faptul că vrei să adresezi treaba asta, am văzut-o la tine și la mai cine, n-am auzit vreodată pe cineva din online și să mă, nu știu, habar n-am, corectează-mă dacă mă înșel, poate nici nu stau eu să mă uit la toți. Dar sunt subiecte de genul sensibile, într-adevăr, riști să îți fie speculat și interpretat greșit și atunci să-ți iei cu hate și așa mai departe, dar sunt subiecte care trebuiesc abordate, chiar trebuiesc adresate și trebuie să informăm puțin publicul, știi? Uh-huh. Că nu putem să blamăm, mă rog, să aruncăm cu vină pe oameni că, aoleu, ce dezinformați sunteți, dar noi nu facem nimic în privința de a-i informa, știi? Bă, dar, Doamne, groaznic, eu mă așteptam să putem să facem slalom mai ușor. Dar e horror, eu mă, pot să fac slalom, dar mi-e frică de genunchierile alea. E un nesimțit, ce părere să faci? Ce să spun? Uite, știu cum stă pe spate, leșinat, ce fericit e. Tu stai la rece, tati, eu stau la căldură. Lasă-mă și pe mine. Ai, măi, doare în pix. Ăștia stăia care aruncă cu hate și ei nu fac nimic să schimbe ceva, știi? Da, eu fac ceva ca să schimb asta, ia fi atentă. Să înceapă să se miște curând. Ce vezi tu și partea alta? Bă, dar cât de nesimțit, deci n-am pomenit așa. Hai, mersi. Ceva. Continui de a pune o întrebare mulțimii mele de oameni care mă urmăresc. Dacă mai vreți acest tip de convorbiri, de podcasturi de pe motor. Conversații în timp ce admirăm cur de tir. Scuzați-mi românească. N-am unde să mă duc. Păi, incredibil. Facem dreapta aici, ne dreptăcim ca audio ăsta. Ia uite, bă, și la ieșire aici e coadă. E coadă. Nu te urca pe mașini, lasă mașinile. Să nu-ți vină să te urci pe mașini. Da, măi, dragi prieteni, ne aflăm în continuare bară la bară de când am plecat de acasă până aici, da? Când unde a fost singura porțiune a fost aia la Otopeni. În rest, bară la bară, cred că așa o să o ținem până la Ploiești, Doamne ferește. Vă mulțumesc că ați rezistat până la sfârșit cu noi, prin trafic. Nu uita să comentezi și tu acolo dacă mai vrei tipul ăsta de dual vloguri despre diferite teme, poate și review-uri pe viitor, scrieți acolo dacă vrei și review-uri. Tu mai ai ceva de spus? Da, nu săriți pe mine, știu că tind să fiu mai serioasă decât el, deci eu nu săriți că l-am schimbat. Nu uita să fii și tu un motorrider de pe www.motorridershow.ro, iar motorrider pentru tine, până data viitoare, numai bine! Pa!